îl alege pe Simon pescarul ca stăvân ca bisericii sale și scot. Pe Pavul din dușman îl schimbă în prieten și-l face apostol cu sevele netrecute. Și Pavel, sfinți prea fericiți, o în durare să ne ocrotiți. Petru și Pavel, sfinți prea fericiți, o în durare să ne pescarul cel mare, supremul păstor, iar Paul vestește cu râvnă și trudă cuvântul credinței la orice popor. Petru și Paul, sfinți prea fericiți, în durare să ne ocrotiți. Petru și Pavel, sfinți prea fericiți, în durare să ne ocrotiți. Sfântul lor sfânt ce vărsat pentru Domnul, biserica mă bracă un falnic veșmânt, iar Roma în tine de ca mamă regină, ale dragostei șepturu pentru vegul pământ. Și Paul, sfinți prea fericiți, în durare să ne ocrotiți. Petru și Paul, sfinți prea fericiți, în Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, spune Sfântul Petru. Știu în cine am crezut și sunt sigur, în Apostolul Pavel. Sfințite, sfințile voastre, părinți concelebranți, părinți care astăzi celebrați momente diferite din viața preoțească, consacrare preoțească, mulți, părinți care celebrați numele Patronul Ceresc. Frați și iubiți credincioși, gândul nostru ne îndreaptă astăzi spre Roma, spre Sfântul Părinte Papa, cel care îl urmează și urmează Sfântului Petru, Petronul de slujire, rugându-ne pentru ca el cu adevărat să fie în pruntea noastră
simbolul unității și să fie cel care ne întărește în credința noastră. Îndul nostru ne poartă spre toți cei care în această zi se apropie de altar, cinstindu-i pe cei doi vârhovnici, apostoli, Petru și Paul, din întreaga noastră biserică, din Occident și Orient, catolici și ortodoxi. Gândul nostru ne poartă spre toți acei care în aceste zile au primit darul Sfintei Preoții, mulți au celebrat astăzi prima Sfântă Liturghie. Toate acestea ne fac ca să venim înaintea lui Iisus și să-i mulțumim pentru tot darul pe care ne l-a făcut. Personal și cei care purtăm numele Sfântului Petru sau Paul și cei care am primit Sfânta Preoție în această zi, suntem aici pentru a-i aduce mulțumire lui Dumnezeu. Vă invităm cu adevărat să ne rugăm pentru Sfântul Părinte, pentru toți episcopii, să ne susțineți și pe noi cu rugăciunea dumneavoastră și la această Sfântă Liturghie și în toată slujirea pe care creștinii o fac aici la noi, în dieceza noastră. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghiei, pentru a asculta cuvintele Domnului, îi cerem iertare acum lui Dumnezeu din toată inima, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, am păcătuit prea mult, cu gândul, cu vânt, cu fapta și misiune, din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne Iisuse, Tu care ai fost trimis de Tatăl Ceresc, ca să tămăduiești pe cei cu inima căită, Doamne, nedovoră-te de noi! Doamne, nedovoră-te de noi! Tu care ai venit să chemi pe cei păcătoși la pocăință, Hristoase, nedovoră-te de noi! Hristoase, nedovoră-te de noi! Doamne Iisuse, care șezi de-a dreapta Tatălui, ca să mijlocevești pentru noi, Doamne, nedovoră-te de noi! Doamne, nedovoră-te de noi! Mărire în cer lui Dumnezeu! Binecuvântăm, te adorăm, te preamărim.
Doamne Dumnezeule Împărat Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Lovoria, lovoria, in excelsis Deus tego. Lovoria, lovoria, in excelsis Deus tego. In excelsis născut Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiule Tatălui, care ei a supărat a păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care ei a supărat a păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Lovoria, Lovoria, in excelsis tego. Lovoria, lovoria, in excelsis tego. In excelsis tego. Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înaltă, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amen. Și cerească biserica ta în solemnitatea Sfinților Petru și Paul. Dă-i te rugăm harul de a urma în toate învățătura apostolilor, prin care a primit începuturile credinței, în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amen. Citire din Faptele Apostolilor. În acel timp, Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru a le face rău. Astfel l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că acesta este pe placul iudeilor, a decis să-l prindă și pe Petru. Erau atunci zilele azimilor. L-a prins și l-a aruncat în închisoare, încredințându-l la patru grupe de câte patru soldați ca să-l păzească, voind să-l înfățișeze poporului după Paște. Așadar, Petru era păzit în închisoare, dar se făceau neîncetat rugăciuni de către biserică pentru el la Dumnezeu. Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea să-l înfățișeze, Petru dormea între doi soldați legat cu două lanțuri, iar în fața ușii niște străjeri păzeau închisoarea. Și iată că un înger al Domnului
a venit la el și o lumină a strălucit în încăpere. Îngerul l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit și i-a zis, scoală-te în grabă, iar lanțurile i-au căzut de la mâini. Atunci îngerul i-a spus, încinge-te și leagă-ți sandalele. El a făcut astfel. Apoi i-a zis, puneți mantia pe umeri și urmează-mă. El a ieșit și l-a urmat, dar nu știa că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie. Trecând de prima strajă și de a doua, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieșind, au mers pe o stradă și deodată îngerul a plecat de la el. Atunci Petru, venindu-și în fire, a zis, acum știu, într-adevăr, că Domnul l-a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâinile lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeilor. Cuvântul Domnului. Domnul m-a eliberat de orice teamă. Domnul m-a eliberat de orice teamă. Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp. Lauda lui va fi fără încetare în gura mea. Să se laude sufletul meu în Domnul, să audă cei umili și să se bucure. Domnul m-a eliberat de orice teamă. Preamăriți-l pe Domnul împreună cu mine, să înălțăm numele Lui împreună. L-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns și m-a eliberat de orice teamă. Domnul m-a eliberat de orice teamă. Priviți la El și veți fi luminați și fețele voastre nu se vor rușina. Acest sărac a strigat și Domnul l-a ascultat și l-a scăpat din toate strâmtorările sale. Domnul m-a eliberat de în cerul Domnului vechează lângă cei ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul, fericit omul care-și caută în El refugiu. Domnul m-a eliberat de orice teamă. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, eu deja sunt oferit ca jertfă și timpul plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credința. De acum îmi este rezervată corona dreptății, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor acelora care au iubit arătarea Lui. Domnul însă mi-a fost alături și m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine și să o audă toate popoarele. Și am fost salvat din gura leului. Domnul mă va salva din orice lucrare rea și mă va mântui pentru împărăția Lui, cea din ceruri.
Lui să-i fie glorie în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Aleluia, 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 aleluia. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, venind în părțile Cezarei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii săi, zicând: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei au răspuns: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din profeți. El a spus: dar voi cine spuneți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus, luând cuvântul, a spus: fericit e Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Eu zic, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri. Iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Să fie Iisus Hristos. Preasfințite Petru, preasfințite Aurel, dragi confrați într-o preoție, iubiți frați și surori în Hristos, întreaga biserică, atât cea latină sau apuseană, cât și cea orientală, celebrează astăzi solemnitatea Sfinților Apostoli Petru și Paul, coloane ale Bisericii Primare, martori calificați ai Sfintei Evangheliei, fundamente ale tradiției apostolice a credinței creștine. Sfinții Apostoli Petru și Paul sunt sărbătoriți împreună în ziua de 29 iunie, încă din secolul al III-lea. Ei reprezintă două stiluri diferite ale aceleiași vocații apostolice și misionare. Petru
apostol al iudeilor, Paul, apostol al neamurilor sau păgânilor. Din familie, Petru se numea Simon, Simon bar Iona, Simon fiul lui Iona, iar Paul se numea Saul. Însuși Iisus i-a dat lui Simon numele de Petru. Citim în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan. Andrei, întâlnindu-l pe fratele său Simon, i-a spus: L-am găsit pe Mesia, care tradus înseamnă Hristos, și l-a dus la Iisus. Privindu-l, Iisus i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chefa, care înseamnă Petru. După convertire, care a avut loc pe drumul spre Damasc, Saul se va numi Paul, pe latinește Paulus, care înseamnă micuț, slab, umilit, smerit. Petru era de origine din Betsaida, localitate situată în apropiere de lacul Genezaret, iar de meserie era pescar. Paul era un evreu zelos și învățat, bun cunoscător al legii. Făcea parte din asociația farizeilor. S-a născut în orașul Tars, din provincia romană Cilicia, astăzi un oraș din sudul Turciei, numit Tarsus. Înainte de a se converti, era un aprig prigonitor al iudeilor care treceau la creștinism, care se botezau, care deveneau creștini. Iată ce afirmă el în scrisoarea către Filipeni: Sunt din poporul lui Israel, tribul lui Beniamin, evreu dintre evrei, după lege, farizeu, după zel, prigonitor al bisericii. După ce l-au cunoscut pe Hristos, ambii apostoli, și Petru și Paul, s-au atașat de el. L-au predicat. L-au urmat cu credință, cu fidelitate, până la moarte. Moartea de martir, care a avut loc la Roma pe timpul împăratului Nero. Petru în anul 64, iar Paul în anul 67. Potrivit mărturiei scriitorului Tertulian, Petru a murit răstignit, iar scriitorul Origene menționează că a fost răstignit cu capul în jos. Așa era obiceiul romanilor de a-i răstigni pe sclavi. Sfântului Paul i s-a tăiat capul cu sabia la aproximativ 5 km de Roma, nu tare departe de bazilica care îi poartă numele, Bazilica Sfântul Paul din afara zidurilor. Sfântul Paul nu a fost răstignit pentru că era cetățean roman. Cine avea această cetățenie era scutit de moartea dureroasă și rușinoasă a răstignirii. Iubiți credincioși, cinstitori ai Sfinților Apostoli Petru și Paul,
Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile iadului, porțile celui rău, nu o vor birui. Așa îi spune Iisus lui Petru în Evanghelia de azi. Tu ești Petru, adică piatră. În Biblie, schimbarea numelui implica schimbarea destinului și a realității unei persoane. Deci, Simon devine stânca pe care Iisus întemeiază biserica sa. Totuși, piatra unghiulară de neînlocuit a bisericii rămâne mereu Hristos Domnul. Faptul că Iisus schimbă numele lui Simon în Petru, Chefa, în limba aramaică, care înseamnă piatră, stâncă, este un indiciu clar că vrea să întemeieze biserica sa pe credința lui și nu pe credința colectivă a apostolilor. Întreaga construcție gravitează pe această bază, fără de care e destinată prăbușirii. Hristos și Petru au așadar un rol care merge împreună. La rolul lui Hristos față de biserică participă și Petru. Biserica este și rămâne a lui Hristos. Biserica mea, spune el. Dar în fața pământească este încredințată lui Petru. Petru este într-un fel prezența vizibilă și exterioară a prezenței interioare a lui Hristos cel înviat. De aceea, porțile iadului, adică energiile negative ale răului și ale morții, nu vor putea să demoleze acest edificiu întemeiat de Iisus. Întemeiat de Iisus pe Petru. Adunarea celor care cred în Hristos, adică biserica, are așadar un centru al unității care este expresia concretă și istorică a prezenței supranaturale a lui Hristos, care e cu noi până la sfârșitul veacurilor. În continuare, iubiți frați, tot în Evanghelie de azi, Iisus îi spune lui Petru, ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. În limbajul juridic al timpului, a lega și a dezlega însemna a condamna și a achita. Iar din punct de vedere moral, însemna a declara că o acțiune este nepermisă sau permisă. Așadar, apostolul este chemat să învețe, să evangelizeze și să decidă calitatea morală a alegerilor umane în lumina cuvântului lui Dumnezeu. El interpretează cu autoritate gândirea lui Hristos și îndeamnă pe credincioși să se lase călăuziți de învățătura Mântuitorului. În afară de aceasta, a lega și a dezlega se referă și la iertarea păcatelor, precum și la admiterea sau excluderea juridică de la comuniunea eclezială. În prima parte a Evangheliei de astăzi, citim că Iisus, venind în părțile Cezareei lui Filip, le-a adresat ucenicilor săi întrebarea,
cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei i-au răspuns ce vorbeau oamenii, ce gândeau oamenii. Unii spun că este Ioan Botezătorul, alții că este Ilie, alții că este Ieremia sau unul dintre profeți. Dar voi, întreabă Iisus, cine spuneți că sunt eu? Și cum bine știți, luând cuvântul, a răspuns Simon Petru, capul colegiului apostolic. Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Răspunsul apostolilor la prima întrebare este cât se poate de firesc. Poporul, impresionat de personalitatea, de învățătura și de minunile lui Iisus din Nazaret, pe bună dreptate îl consideră un profet, asemenea lui Ioan Botezătorul sau asemenea marilor profeți din Vechiul Testament. La cea de-a doua întrebare a lui Iisus, dar voi cine spuneți că sunt eu? A răspuns Petru, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Acest răspuns, iubiți frați, este o mărturisire de credință. O mărturisire de credință mesianică. Este un răspuns teologic. E o afirmație cristologică ce presupune deja revelația făcută de Tatăl, cum zice Iisus, adică credința pascală. Tatăl meu, care este în cerul, ți-au revelat acest lucru. Adică acest răspuns corect pe care l-ai dat. El este posibil numai prin revelația lui Dumnezeu. Aceasta a doua întrebare, Iisus a adresat-o, o adresează și o va adresa până la sfârșitul lumii tuturor celor botezați, tuturor creștinilor. Dar voi, creștinii, cine spuneți că sunt eu? Este întrebarea centrală a religiei creștine. Deoarece conține motivul credinței noastre și fundamentul vieții noastre și al comportamentului nostru. Pentru apostolul Toma, Iisus era Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată, un alt act de credință. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos, spunea Sfântul Paul în scrisoarea către Filipeni. Sfinții au renunțat la toate pentru a-L avea pe Hristos. Continuă Sfântul Paul, fraților, toate care mai înainte erau pentru mine câștiguri, acum le socotesc ca o pierdere față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am renunțat la toate și le consider drept gunoaie ca să-L pot câștiga pe Hristos. Iar în scrisoarea către Romani afirmă același Paul, cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foamea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? Ce răspunde? Sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile și nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru.
După ce Iisus a ținut celebrul discurs despre pâinea vieții, adică Sfânta Euharistie, discurs conținut în capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, mulți dintre ucenicii lui s-au retras și nu mai mergeau cu el. Atunci Iisus le-a zis celor 12 apostoli, nu cumva vreți să plecați și voi? Simon Petru, iar Simon Petru, capul colegiului apostolic, i-a răspuns în numele celorlalți apostoli, Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Iubiți frați în Hristos, să fim siguri că există numai o persoană care ne salvează cu adevărat. Iisus Hristos, trimisul lui Dumnezeu Tatăl. Dacă vrem să alegem viața în plinătatea ei, fără limite, trebuie să repetăm cu Petru, fără frică și fără complexe, în această lume atât de stricată, în această lume care preferă idolii, indiferența și ateismul. Un ateism nu teoretic, practic. Deschideți televizoarele și imediat veți constata acest lucru. Și noi să spunem, Doamne, la cine să mergem? În cine să ne încredem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Numai Tu ești salvarea noastră. Cu siguranță, cei mai mulți dintre dumneavoastră, mai ales cei mai în vârstă, ați vizionat măcar un film în care protagonistul principal era celebrul comic francez Louis de Funès. Alții îi spun Funès pentru că ar fi fost de origine portugheză. Decedat în 1983. Comic prin excelență, a devenit popular îndeoseb prin filmele din seria Jandarmul. Omul acesta era și un catolic, un catolic bun, un catolic practicant. Când participa la slujbă, parocul îl invita să facă una dintre lecturi. Dar felul cum citea el, îi făcea pe tot să râdă, deși el vorbea foarte serios, era la Sfânta Liturghie. Dar figura aceea lui comică, îi făcea pe tot să râdă. Când citea din lecturile Sfântului Pavel, mă rog, din lecturile de la Sfânta Liturghie. Într-o zi a fost întrebat, în cadrul unui interviu, pentru dumneavoastră, cine este Iisus Hristos? Și a dat acest răspuns simplu. Pentru mine, Iisus Hristos a fost prietenul și lumina copilăriei mele. Prietenul și lumina adolescenței și tinereței mele. Iar acum și pentru totdeauna este și va fi prietenul și lumina vieții mele familiale și profesionale. Iar în final i-a spus reporterului, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să-mi manifest propria credință. Suntem noi, prin viața noastră, prieteni adevărați ai lui Iisus, Mântuitorul nostru? Doamne, azi Te lăudăm împreună cu acești martori calificați ai Evangheliei și coloane ale Bisericii, care au fost Sfinții Apostoli Petru și Paul. Doamne, la cine vom merge? Cui îi vom da crezare?
Doamne, numai Tu ai cuvinte de viață veșnică, adică garanție totală și certitudine absolută în fața îndoielilor ce ne invadează și în fața minciunilor și a falsităților care vor să ne influențeze și să ne stăpânească. În Tine, Doamne, ne-am pus toată încrederea noastră. Sfinții apostoli Petru și Paul, ajutați-ne să rămânem statornici până la sfârșit în credința noastră, în credința noastră față de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Celor preiubiți, în această sărbătoare a credinței, având în față exemplul celor doi apostoli, așa cum i-a prezentat Părintele Profesor Tamaș, acum împreună, având și noi dorința de a trăi după exemplul lor, să ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, Hristos l-a făcut pe Simon Pescaru piatră de temelie a bisericii, iar pe Saul l-a transformat cu arul său în Paul, marele apostol al neamurilor păgâne. Împreună cu cei doi apostoli, să ne rugăm acum lui Hristos pentru biserica sa sfântă, ca a cărei menire este de a-i duce la mântuire pe toți oamenii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu, ajută-L pe urmașul lui Petru, Sfântul nostru Părinte Papa Francisc, să-i călăuzească pe oameni la trăirea credinței apostolice. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează-i pe episcopii în unire cu urmașul Sfântului Petru și binecuvântează-le activitatea. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe cei care au funcții de conducere să-și îndrepte toate eforturile spre binele comunității. Te rugăm, ascultă.
adu-i pe toți oamenii la credința vestită de apostoli. Ajută-ne pe noi înșine să ne călăuzim viața după învățătura și exemplul Sfinților Apostoli. Te rugăm, ascultă. Dă-ne harul ca prin trăirea adâncă a vieții creștine să devenim și noi apostoli al lui Hristos. Te rugăm, ascultă. Doamne Dumnezeul nostru, în sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Paul, de-a-n timp că munca, jertfele și suferințele lor i-au dus la o slavă și fericire negrăită. Ajută-ne și pe noi să lucrăm cu toată dăruirea pentru împărăția ta, ca să primim cununa răsplății pregătite celor care te iubesc. Prin Hristos, Domnul nostru. Doamne, aceste daruri, darurile ce vii în stea ta, darurile ce vii în stea ta, rodul pământului și al muncii noastre, darurile ce vii în stea ta, darurile ce vii în stea ta. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră
să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Rugăciunea apostolilor să însoțească, Doamne, darurile pe care le aducem spre sfințire înaintea Ta și să ne păstreze strâns uniți cu Tine în celebrarea acestei jertfe, prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Petru a fost cel din tâi care a mărturisit credința în Hristos și adresându-se fiilor lui Israel, a alcătuit prima comunitate creștină. Paul a pus în lumină misterul mântuirii și a predicat Evanghelia popoarelor păgâne. Amândoi apostoli au muncit fiecare cu darul primit ca să strângă la un loc unica familia lui Hristos. Iar acum uniți în aceeași mărire în ceruri, primesc pe pământ din partea poporului creștin aceleași laude. De aceea, cu toți îngerii și sfinții, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. De laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim,
pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cele noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă, prietarea păcatelor. Faceți aceasta în aminte. Minunata lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un frumos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu Sfinții Apostoli Petru și Paul și slăviții martiri și cu toți Sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întâi în credință și dragoste, biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, episcopul nostru Petru, episcopul auxiliar Aurel cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii, pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i să se bucure în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Dumnezeu de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne aduce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ne-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume. Doamne, nu sunt vrednic să intri și oameni, dar spune numai un cuvânt și se va tăma. Ceea ce am zis iudeilor care m-au părăsit, vă repet și vouă. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Vreți oare să plecați și voi? La ce vine să mergem doaba mână? Numai tu ai cuvintele vieții veșnice. Grele de înțeles sunt cuvintele acestea pentru cei care nu au credință.
dar pentru cei care crede cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvintele mele sunt Duh și viață și cu toate acestea se găsesc ucenici care să mă părăsească. Socotind că eu aș sta în calea fericirii lor, vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dacă le-aș oferi pâine pentru trup, toți ar strânge în jurul meu. Dar dacă le spune că trupul meu este hrană pentru suflet, atunci mă părăsesc. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Au plecat de la mine și iată-i căutându-și fericirea în plăcerile amăgitoare ale lumii. Dar după ce se înfruptă din ele, se aleg doar cu dezgust și remușcări în suflet. Vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Sufletul lui Hristos sfințește-mă, trupul lui Hristos mănătuiește-mă, sângele lui Hristos aprinde-mă de dragoste, apa coastei lui Hristos spală-mă, patima lui Hristos înătărește-mă. O bune Iisuse, ascultă-mă, în rănile Tale ascunde-mă, nu mă lăsa să mă desparte de Tine, de vrăjmașul cel rău mă apără, în ceasul morții mele cheamă-mă, și poruncește-mi să vine la Tine, ca să Te laudă cu sfinții Tăi în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm, dă-ne, Te rugăm, Doamne, ca rocantăriți de această taină, să trăim astfel în biserică, încât stăruind în frângerea pâinii și în învățătura apostolilor,
Să fim o singură inimă și un singur suflet, prin Hristos Domnul nostru. Preasfințite Petru, dragi părinți concelebranți, Tagore spunea: dormeam și visam că viața nu e decât bucurie. M-am trezit și am văzut că viața nu e decât slujire. Slujind, am înțeles că a sluji e cu adevărat bucurie. Astăzi, în solemnitatea Sfinților Apostoli Petru și Paul, vă înconjurăm cu mare bucurie și recunoștință, Preasfințite Petru, în slujirea episcopală pe care v-a încredințat-o Iisus. Preasfințite Petru, îl rugăm să vă susțină cu puterea, fermitatea și credința Sfântului Petru. Părinte Pavel Beșleagă și Părinte Petru Tamaș, călăuziți de Harul Divin, să fiți prieteni ai copiilor, administratori fideli al Sfintelor Taine, mesagerii lui Dumnezeu care ne vestesc bucuria și pacea. Pentru darul chemării preoțești cu care v-a învrednicit pe toți același Divin Învățător, noi, uniți în rugăciune, îi aducem lui Dumnezeu adâncă mulțumire. La mulți binecuvântați ani! Să urmați exemplul Sfinților Apostoli și îndemnurile Sfântului Părinte, actualul Papa Francisc, ca și ale episcopilor. Și sigur că aceasta este cea mai mare bucurie pentru un episcop sau pentru un preot. Aici sunt sigur mai mulți părinți care celebrează astăzi aniversarul preoției lor, seria din 65, 49 de ani de slujire, sigur, colegii mei. Dar sunt și alți preoți, părinți, care tot în această zi își amintesc acel moment al consacrării. Și ne bucurăm pentru asta și sigur că cântarea a fost și pentru ei. Ne bucurăm și pentru cei care poartă numele de Petru sau Paul sau Petrina sau Paulina sau toate derivantele. În această zi binecuvântată în întreaga noastră țară și dioceză, sigur că a fi vrednic să porți un nume de sfânt însemnează și o obligație mare. Vă mulțumim frumos, îl rugăm acum pe Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi. Eu mulțumim din inimă colaboratorilor mei, munca noastră, a mea ca episcop, sigur, episcopul Aurel, ceilalți părinți de aici, din episcopie, din decanat, parochie, institutul teologic, celelalte parochii și sigur că și oaspeții care au venit azi aici. Dar noi am fost în comuniune cu mulți preoți astăzi care s-au bucurat, mai ales cei care au făcut prima lor Sfântă Liturghie în localitatea lor de naștere. O adevărată bucurie și binecuvântare pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. Și ne străduim și noi să-L mărturisim pe Hristos aici, asemenea Sfântului Petru și asemenea Sfântului Apostol Paul.
Ne plecăm acum fruntea pentru a primi binecuvântarea cu care ne întoarcem să-L mărturisim în viața noastră pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până la veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Marie și a Sfinților Apostol Petru și Paul și a fericitului Anton Turcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Oh,